Un val de căldură fără precedent pentru această perioadă a anului s-a bătut peste Europa de Vest, care este în alertă de caniculă până duminică. Cele mai afectate țări sunt Spania și Franța, unde temperaturile depășesc pe alocuri 40 de grade Celsius. Discut subiectul cu Marcela Ferraru, editor al FNews în Franța. Marcela, care este situația în acest moment și ce prevăd meteorologii? Bună ziua! Ei bine, alerta a fost lansată încă de săptămâna trecută. Valul acesta de căldură care vine dinspre Spania a ajuns deja și în Franța. În Spania s-au depășit prezent 40 de grade, ieri s-au depășit și în sud-vestul Franței. Este o alertă de caniculă lansată, alertă roșie pentru sud-vestul Franței și alertă portocalie pentru restul Franței. Meteorologii spun că acest val de căldură urcă spre nord și spre est, va ajunge în nordul Franței mâine seară și duminică vor fi momentele cele mai dificile. Noaptea temperaturile nu vor scădea sub 28-29, chiar 30 de grade în sud, deci extrem de cald în timpul nopții, iar săptămâna viitoare, spre meteorologii, ne putem aștepta la focuri violente. Din cauza secetei și a căldurii au început și incendii, în special în Spania situația este destul de critică. În Grecia, de asemenea, guvernul francez a anunțat că intenționează să trimite câteva echipe de pompieri și canadere în sprijinul Greciei. Marcela, ce măsuri se iau în Franța pentru a face față acestui val de căldură? E bine, Franța are o experiență extrem de tristă. În 2003, un astfel de val de căldură a dus la moartea 20.000 de persoane. E vorba de persoane fragile și persoane în vârstă. Deci, guvernul ia măsuri în special pentru acestea. Câteva milioane de SMS-uri au fost trimise ieri în atenția acestor persoane. Există un număr verde de la care se poate apela. În legătură cu toate autoritățile locale, guvernul încearcă să constituie peste tot în zonele afectate zone de verdeate și de răcoare în centrul orașelor. Toți patronii sunt rugați să aibă grijă să dea apă angajaților sau să-i lasă să plece acasă în cazul în care nu pot asigura o zonă de răcoare. De asemenea, unele școli au fost închise. Îți mulțumesc pentru intervenție, Marcela.